Deci căreia va voi Fiul să-i descopere. Deci poți să faci tu studiu pe Biblie până treci din filă în filă și le topești foindu-le cu degetul sau storcându-le cu mintea sau analizându-le lingvistic, gramatical, istoric, arheologic, cum vrei tu, hieroglific și așa mai departe, până nu ți se descoperă Dumnezeu în Duh, tu nu știi nimic. Și nu l-au cunoscut pe El până la frângerea pâinii. Oare de ce nu l-au cunoscut pe Hristos decât din punct de vedere euharistic? Pentru că El a spus aceasta, să faceți aceasta într-o pomenirea mea în veacul veacului. Și iată-L pe Hristos în măsura în care ne spune într-una din profeții că de acum nu veți mai bea și nu veți mai mânca decât în împărăția Tatălui. La masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, Dumnezeu celor vii și a celor morți. Dar de vreme ce Avram și Isaac și Iacov mănâncă cu Tatăl la masă în împărăția Tatălui, înseamnă că ei nu sunt morți, sunt vii, deci vorbim de înviere. Și atunci eu întreb un lucru. Cum poți să nu-ți fie ție spre poticnire sau spre cădere când tu nu ai euharistie și te-ai raportat doar la studiul Bibliei? Deci vedeți cum este spre căderea multora? Vedeți cum citim Scriptura și o interpretăm cum ne place? Sau o luăm cum ne convine? De aceea Simeon, când a spus această prorocie, a spus-o pentru toate timpurile și toate veacurile. Plecând de la cina de taină, de la un simplu pahar de vin evreiesc și bucata de pâine dospită pe care o frânge Hristos când mănâncă Paștele cu ucenicii, până la trupul euharistic din potir cu care noi ne sfințim și ne îndumnezeim în mod direct. Pur și simplu carnea Lui devine carnea noastră. Pur și simplu sângele Lui devine sângele nostru. Cum spune? Eu întru El și El întru mine, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu. Și iată-L pe Hristos înomenit a doua oară în chip euharistic, respectând taina întrupării cu fiecare om în parte. Nu numai cu Fecioara Maria. Ea a primit întruparea pentru că a fost perfecțiunea curăției, perfecțiunea fecioriei, perfecțiunea smereniei, perfecțiunea purității minții și înțelepciunii omenești. De aceea a putut Dumnezeu să o poftească, să o dorească și să se odihnească în ea, că a poftit împăratul frumusețea ta. Uită, fiică, poporul tău și casa părintelui tău, spune psalmistul cu 2000 de ani înainte de eveniment. Și astăzi, prin înțelepciunea noastră personală, prin credința noastră personală, prin voința noastră personală, prin lucrarea noastră personală, prin lumina noastră personală și prin dorința de unire cu Hristos, în chip euharistic, noi îl întrupăm și îl primim întreg în noi, cum l-a primit Fecioara în pântece. Și la noi tot în pântece merge, dar se duce direct spre suflet, spre tronul inimii și a minții. Lucru care lipsește celor care nu au cele șapte taine sau le au la nivel de simbol. Scopul nu este de a ne interesa doctrina altor confesiuni, ci de a înțelege diferența dintre harul mântuitor și harisme, dintre mântuirea sau, dacă vreți, mistica liturgică, cum spune Cabasila, dintre lumina mistică, cum spune Palama și Simeon, nou teolog, și morala literei, despre care Apostolul Pavel o curmă scurt și o explică categoric. Și păgânii fac bine din fire neavând ale legii. Deci trebuie să fim cu un pas mai sus decât păgânii. Să călcăm în har. Și roada Duhului este pacea, dragostea, bucuria, îndelungă răbdarea, înfrânarea, curăția împotriva unoroc acestora nu este lege. Deci aceasta e chintesența Evangheliei de astăzi văzută din prisma dumnezească. Întorcându-ne la praznicul în sine al întâmpinării Domnului, găsim din nou un subiect de controversă pentru lumea de astăzi modernă. Vom vedea slujitori care
spun că nu e nicio diferență de sângele din nas și sângele de menstru, că nu e nicio diferență din sângele ce scurge dintr-o rană decât cel din curățirea periodului femeiesc, și dacă femeia intră în biserică, intră pentru că astăzi știe să se igienizeze într-un alt mod decât a făcut-o cândva femeile Vechiului Testament sau preistorice din Evul Mediu. N-aș crede lucrul acesta, ținând cont de toate culturile lumii care întotdeauna au ridicat femeia la rangul de frumusețe, pentru că ea a fost întotdeauna atracția și pofta bărbaților. Uleiurile parfumate, miresmele, mirodeniile, parfumurile și toate luxurile acestea pe care femeia dintotdeauna le-a cultivat în înțelepciunea și în frumusețea ei pentru a fi și a fi prezentată bărbatului ca ceva de mare preț. Și nu cred că femeile de demult umblau cu sânge pe picioare, cum umblă o animăluță din aceea când își naște puiul și nu se poate curăți singură. Fecioara Maria împlinește acest lucru și ne arată nouă că deși fără sămânță, deși fără poftă de nuntă, deși fără poftă bărbătească, deși fără atingere trupească fecioară înainte de naștere, după naștere și în naștere, ca mama lui Dumnezeu își permite să aștepte 40 de zile să se împlinească legea Bisericii Vechiului Testament a templului și aduce și ea cu Iosif la templu două turturele pentru curățire și pentru închinarea pruncului. Ia Fecioara Maria, cea mai curată dintre femei, putea să spună, adică mie îmi tăieți accesul la templu? Știți cu cine stați de vorbă? Voi vă dați seama cui interziceți să intre la templu? Nu. Într-o smerenie desăvârșită înțelege că legea este lege și nu se comentează, nu se discută, cum spunem noi. Și iată-o într-a 40-a zi cu pruncul Iisus în brațe la templul lui Solomon. Prezența ei la templu are multe ascunzișuri tainice. Mai întâi că trebuia să se împlinească legea și să n-o calce, să o desăvârșească. Al doilea, că pruncul trebuia închinat, că era de parte bărbătească. Și al treilea, pentru că mai era o taină care s-a petrecut cu mulți ani înainte, vreo 250-300, când pe la 280, înainte de nașterea lui Hristos, când evreii s-au răspândit prin diaspora, Ptolemeu Filadelfu, pentru a fi Biblia la îndemâna oricui, adică cărțile Vechiului Testament, la îndemâna oricui evreu plecat în diaspora, care de acum vorbea alte limbi, alte obiceiuri, alte neamuri, alte apucături, aveau nevoie de Biblia lor ca să o cunoască, să o știe, să o urmeze. Și perzându-se marii masoreți care știau să scrie textul ebraic, că se perduse limba originală a lui Iisus, aramaica veche, nu mai găsim decât la Qumran, în marile descoperiri ale ulcioarelor de lut cu suluri de miel din timpul esenienilor, de acum 2000 de ani, așa cum le găsim în marile muzee ale lumii expuse astăzi, care au făcut dovada că traducerea Septuagintei era perfectă cu textele de la esenieni de acum 2000 de ani, ceea ce arată că Biblia este autentică și nu s-a umblat în duhul literei și în schimbarea sensului valoric al cuvintelor. Dar le-a făcut o scriptură în limba greacă, care era limba de circulație, cum avem noi al speak English, și a putut fi la accesul oricărui evreu, indiferent de în ce parte a lumii era, care putea să-și cunoască limba și credința din care a venit, prin linia lui Dumnezeu, care ne-a trimis nouă neamul omenesc, prin Adam și Eva și apoi mai departe toate neamurile. Cel care a picat să traducă cartea lui Isaia era acest drept Simeon, pe care îl vedem și în praznicul sărbătorii de azi, dar îl sărbătorim și mâine în mod separat, fiind numit și cel vechi de zile, sau Simeon cel bătrân, pentru că toată lumea vedea că el nu moare și nu știa de ce. Între el și arhanghelul Mihail, îngerul Dumnezeu, s-a făcut un legământ, dar n-a fost un legământ ca blestem, ci un legământ ca lucrare. El, rozând și scriind pergamentele în greacă, a găsit textul ebraic original în care scria o Isaia, parcă 7:14, o fecioară va lua în pântece și va naște prunc. Și el a zis, cum să nască o fecioară? Păi trebuie să fie întâi culcată cu bărbat. Și a ras de acolo și a scris o femeie tăinuită de bărbatul ei. Și îngerul noaptea a îndreptat textul aramaic original cum era. El a doua zi a crezut că a greșit și iar a răzuit textul și l-a scris cum i s-a năzărit lui la minte.
Îngerul noaptea iarăși a îndreptat textul în limba originală aramaică, cum era lăsată Scriptura din vremea lui Moise și toată vechimea Scripturii. Și când a ras a treia oară, i-a apărut îngerul în față și a spus: tu ce faci, omule? Te joci cu literele și cuvintele Duhului Sfânt? Nu vei închide ochii și nu vei muri până nu vei vedea minunea cu ochii. Din ziua aceea el nu a mai schimbat textul, a lăsat așa cum i-a spus îngerul. Dar nimeni n-a mai dat importanța acelui eveniment în sine decât Simeon, care îl știa, și de acum trecea timpul și el nu mai murea. Când s-a născut Iisus Hristos, Simeon se apropia de undeva de vârsta de 300. Vi se pare mirata, sau poate un SF, sau poate un fel de, să spunem, de science fiction, dar e un lucru real, consemnat de istoria lumii, iar moașterea acestui sfânt se găsește și astăzi în Croația, aproape întregi, într-o biserică, pe la Zagreb, dacă nu mă înșel. Casa Sfântului Simeon se găsește și astăzi în Ierusalim, este o bisericuță cu o măicuță care are grijă acolo de locul acela și se vede trupul Sfântului pus în sicriul respectiv, unde se păstrează el în Croația, sunt expuse fotografiile. În ziua aceea, fiind luminat de Duhul Sfânt, Simeon a venit la templu și când Fecioara a intrat cu pruncul în brațe, din instinctul Duhului, Sfântul a ieșit să-l întâmpine, să-l ia în brațe dreptul Simeon. Și atunci a spus cu totul altă formulă înaltă și pe aceasta ne vom axa acum în partea a doua a predicii. V-am spus să țineți minte primul lucru. Și când s-au împlinit zilele curățirii lor după legea lui Moise, au adus pruncul la templu. Zilele curățirii cui? Fecioară mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Sfinții nu știu că sunt sfinți. Sfinții se cred păcătoși. Fecioara era într-un adânc de smerenie. De aceea a respectat legea și nu și-a atribuit dreptul de a călca legea, și așa și noi trebuie să ne atribuim dreptul de a nu ne călca legea. Avem pridvorul bisericii, avem vara difuzor, ai scaun afară, ai bancă, ai de transmis slujba, nu te apropii de cele sfinte în timpul celor 7 zile. Deci nici Fecioara nu s-a apropiat în cele 40 de zile. Și era un om bătrân, Simeon, drept și temător de Dumnezeu, așteptând mântuirea și Duhul Sfânt era deasupra lui. Noi avem oameni astăzi cu Duhul Sfânt deasupra lor? Da. Orice creștin botezat în numele Sfintei Treimi și primește Sfintele Taine și Taina Sfântului Botez și Pecetea Mirungirii, are asupra lui Duhul Sfânt. Acest om avea Duhul Sfânt pentru că era trăitor ales în Duhul Sfânt. El era din tăierea împrejur a legii celei vechi, dar Duhul Sfânt stătea deasupra lui fiindcă el prorocea, era ca un proroc. Și când ne-a vestit Duhul că, nu va vedea moartea până nu va vedea pe Hristosul Domnului, ce v-am spus adineauri, dar eu v-am povestit-o sub formă de poveste să fie mai accesibilă. Și din îndemnul Duhului a venit la templu când părinții au adus pe pruncul Iisus să-i facă cele ale legii după obicei. L-a primit în brațele sale, l-a binecuvântat pe Dumnezeu, ce interesant! M-aș opri și asupra acestui fapt. L-a binecuvântat pe Dumnezeu. Oare are nevoie Dumnezeu să fie binecuvântat de noi? Cred că da. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Deci cum l-a binecuvântat? L-a lăudat. Mare este numele Domnului, al Preasfintei Treimi. Minunate sunt lucrurile tale, niciun lucru nu ne-a ajuns spre lauda minunilor tale. Vedeți ce interesant? Aceasta e binecuvântarea. Deci pur și simplu l-a lăudat pe Dumnezeu că este mare. Și iată-l acum cum îl lăuda pe Dumnezeu. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Adică cum mi-ai spus acum câteva sute de ani. Că au văzut ochii mei mântuirea ta.
Interesant, nu? Au văzut ochii mei mântuirea ta. Cum putem noi vedea cu ochii noștri mântuirea noastră? Împlinind poruncile cele sfinte ale lui Dumnezeu. Scurt. Pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Aici, din nou, Simeon face o prorocie și nu mai vorbește doar despre poporul lui de neamul ales al lui Israel, din care vine Hristos, ci Hristos este lumină spre descoperirea neamurilor, a tuturor popoarelor. Toți cei care vor să vină la Hristos pot să vină. Și unde găsim lucrul acesta? În Capernaum, după ce se laudă, după ce este lăudat Iisus de sluga, de sutașul care avea un bolnav la, acolo la sinagoga lui Iair și îi spune, nu trebuie să vii la casa mea, zi doar cu cuvântul și de ajuns, Dumnezeu laudă credința lui și spune așa, mulți de la răsărit și de la apus și de la miază zi și de la miază noapte vor veni și vor cina în împărăția lui Dumnezeu cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Deci vedeți ce interesant? Dumnezeu ne spune, Hristos cu gura Lui. De unde știa Hristos aceste cuvinte? Păi era Dumnezeu cel veșnic, dar le mai auzise și ca prunc din gura lui Simeon, preotul cel binecuvântat, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Deci toate popoarele au dreptul la Hristos. Nimeni nu ne oprește să fim a lui Hristos. Doar prin credință, prin dorință și prin voință. Și acum binecuvintează și pe poporul lui Israel, din care vine Hristos. Lumină spre descoperirea neamurilor. Hristos, împăratul luminii, eu sunt lumina lumii. Umblați în lumină cât sunteți fii ai luminii, că cei ce umblă în întuneric nu știu unde merg. Și spune, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Cum am putea noi spune că a gătit Dumnezeu lumina înaintea feței tuturor popoarelor? Ia să ne aducem aminte de două lucruri simple. 1. O stea călătoare care umblă lela pe cer noaptea și o văd magii din Egipt. Și se iau după dânsa până găsesc pe împăratul prunc. Și dau aurul, smirna și tămâia. Deci iată o lumină spre descoperirea neamurilor. Îngerii care vin la văstori. Bă, vi s-a născut Mântuitor, ce faceți acolo? Mergeți unde vedeți steaua și un prunc în brațe în Iesle, acolo e Dumnezeu. Unde mai găsim lumina lumii? În toată activitatea mesianică de 3 ani și jumătate, Iisus Hristos a folosit un model mai, aș spune, un model mai nou de abordare a Scripturilor și a legii lui Dumnezeu. Explică că El este venit către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar nu ezită să încreștineze samarineanca, femeia hananiancă, pe sluga sutașului, pe fiul văduvei, pe fica lui Iair. Ce ne arată? Că toate neamurile au acces la tainele mântuirii atâta timp cât îl caută pe Hristos. Deci iată puterea mistică, harul și harismele care stau la baza depozitară a bisericii celei una, al cărui cap este Hristos și a cărei mădulare suntem noi, purtători de har din harismele Duhului Sfânt, prin botez, prin mirungere și prin euharistie. Dacă ne-am botezat, deja putem face minuni, dacă ne-am miruit cu marele mir, deja suntem sub taina minunii, iar dacă am luat euharistia, suntem cu mult deasupra minunii. Orice om care s-a împărtășit are dreptul să facă minuni, poate fi un sfânt. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el este întru mine. Un copil de 5 ani, dacă vrea, face minuni. Și o să spun, hai părinte, de acum ați depășit limita. N-am depășit limita. Mă duc și deschid prologul și găsesc că în vremurile de demult, pruncii erau obligați de părinții lor, pentru a deveni catehumeni buni și credincioși buni, să stea la biserică când jertfea preotul Sfânta Liturghie în față. Și ei stând acolo lângă altar și pe vremea respectivă, în primele veacuri creștine, fiind altarul deschis, ei aveau acces direct la sfintele, la ce se petrecea în altar. Și cum sunt copiii și mici și deștepți și receptivi și frumoși și isteți, copiii au învățat liturghia pe de rost. Și mergând cu vacile la câmp, s-au strâns câțiva copii și au spus așa, n-ar fi bine astăzi decât să pierdem vremea să ne jucăm de liturghia?
Și au căutat în mijlocul câmpului o piatră mare, au făcut curat, au pus un prosop pe ea, au pus o bucată de pâine, au pus un pahar, au pus vin în pahar și au început toate cele ale liturghiei după cuvință. Și unul din ei a spus, pentru că tu ești mai mare, s-o faci pe preotul. Și i-au pus un ștergar în gât și a spus, acum coboară-l pe Duhul Sfânt peste Sfintele Taine. Și copilul a ridicat mâinile la cer și a spus, Doamne, cel ce ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul a treilea apostolului tăi, pe acela nu-l lua de la noi, ci înnoiește nouă ce ne rugăm ție. Un trăsnet mare din cer a mistuit tot ce era pe masa respectivă de piatră, a mistuit piatra și a lăsat o groapă imensă și copiii într-o stare de adormire, așa ca și cum ar fi fost leșinați. Văzând părinților că întârzie de la câmp, au venit și i-au găsit acolo dormind, i-au sculat și a întrebat ce s-a întâmplat. Mai de frică, mai de rușine, unul mai mititel a spus, păi ne-am jucat de-a liturghia și a venit foc din cer. Unde s-a întâmplat aceasta? Au adus episcopul, au văzut locul, au îngrădit, mai târziu s-a construit acolo altar de rugăciune și în felul acesta și-au dat seama cât de puternică este credința atunci când omul este curat și trăitor în Dumnezeu. Și dumneavoastră aveți acces la minuni, nu la pozne, și dumneavoastră aveți acces la fapte mărețe, nu la fapte stricăcioase, și dumneavoastră aveți acces la a cere lui Dumnezeu orice, nu lucruri impertinente. Dacă îi ceri să-ți omoare dușmanul tău, deja Dumnezeu râde.